Sculați gazde primitoare, leruiler și flori de măr. Astăzi este o zi mare, leruiler și flori de măr. Prea curată l-a născut, leruiler și Hristos a primit viață, leruiler și flori de măr. Să luați pe rând în brațe, leruiler și flori de măr. Leruiler și flori de măr. E păcat să-l ții la poartă, leruiler și flori de măr. Să vă aducă n-astă seară, leruiler și flori de măr. Vis și viața mai ușoară, leruiler și flori de măr. Copilașul sfânt al lumii, leruiler și flori de măr. Dragostea și sațul pâinii, leruiler și flori de măr. Să vă dea Domnul de toate, leruiler și flori de măr. La mulți ani cu sănătate, leruiler și flori de măr. La mulți ani cu sănătate, leruiler și flori de măr. Iată-ne pe Luciana Spânu, vestindu-ne în extazul demografic, s-a născut Iisus. Și pe lângă asta, flori de măr, da? Flori de măr, bună dimineața! Așa, nu, salutare! Flori de măr, să vedem ce flori mai presărăm azi și ce o să mai miroasă în dimineața asta, pe lângă flori de măr. Hai să facem o scurtă excursie încolo. Tu vezi atent ce avem noi aici, da? Foarte frumos! Uite, foarte frumos, nu foarte frumos, foarte neașteptat pentru mine să vă decor ăsta și mai mult decât atât, mă simt aproape vinovat că nu am costumație de Moș Crăciun, că asta cred că e singurul lucru care mă lipsea în tot decorul ăsta. Dar uite că te-ai regea tu Moș Crăciun, Luciana, și ne-ai făcut cadou prezența ta în dimineața asta, da? Mă bucur și eu că am putut să fiu parte componentă a sărbătorii și a emisiunii. Așa cum te-ai mai bucurat de câteva ori până acum, nu? Exact. Așa, bucuria ta este întreținută de dispoziția noastră, Luciana, și uite, a trecut Crăciunul, cel puțin pe stil nou. Tu când îl sărbătorești? De data asta îl voi sărbători pe stil vechi. De data asta, tu alternezi așa în fiecare an. Eu am mai spus, pentru mine aceste două sărbători sunt un temei de a mă revedea, de fapt, cu cei dragi, cu părinții, și dacă am posibilitatea să mă întâlnesc de două ori, atunci o fac. Dacă nu, cel puțin mă strădui să fiu pe 7 acasă, lângă cei dragi. Deci atunci este sărbătoarea standard, dar se întâmplă să sărbătorești și pe stil nou. Da.
A, da. Când sunt aici, sărbătoresc pe stilul meu. Mi este curioasă și, alternarea asta și trepidarea de la un stil la altul. Nu de alta, Mântuitorul o să aibă o criză identitară la un moment dat, nu o să știe exact care e treaba. Nu fac diferență, este o sărbătoare magică, o sărbătoare sfântă așa pentru este. Toată lumea. Și dacă ești cu inima deschisă și primești această sărbătoare în sufletul și în casa ta, atunci nu văd o problemă. Sigur că în suflet, în casă, dar mai ales sub brad. Luciana, da? Mai ales sub brad. Tu, hai, nu e dezvoltă chiar tot, dar sub brada noastră l-ai surprins pe Moș Crăciun, l-ai pândit ca în copilărie, ai încercat să-l surprinzi așa pe după horn? Da, eu am încercat. Aha, și? Am încercat, dar nu mi-a reușit să-l prind pentru că moșul este mai șmecher și știe când vine, când pleacă, el este foarte așa calculat. Moș, dar zglobiu reușește să iasă din spectrul exact. Vizual. Bravo, moșu, bravo. La tine a fost moșu? La mine a fost moșu, sigur că a fost moșu. Și l-ai prins? Nu, pentru că eu mă gândeam în momentul ăla că îl prinzi tu. Și mă, deci. Eu speram să-mi dai tu un raport de la fața locului. Dar în cazul ăsta îl pândim ambii așa la anul. Așa e, la anul. Sau pe șapte îl pândești tu încă o dată și mai dai o veste. Da. Bun, uite... Hai să spun, mă interesează partea muzicală, da, partea artistică a acestei sărbători, Crăciunul, colinde, vestitori, chestii. Eu vreau să știu, la tine se concentrează, anume repertoriul se concentrează pe 25, acum când am fost o serie de evenimente și maratoane muzicale efectiv, sau pe 7 când îl sărbătorești efectiv? Eu am avut ocazia să colind și de Crăciun pe 25 și o voi face și pe 7 atunci când merg acasă, pentru că toți de acasă mi-au zis, noi te așteptăm cu mare, mare drag să vii să ne colinzi și aștept cu nerăbdare să vină data de 7 să fiu acasă. A, tu ești adeptă tradițiilor, da. Merge da. Prin sat, prin... Da. Îți place treaba asta, place, foarte frumos. Da. Foarte frumos, eu am fost mai departe de... am murat, dar de colindat n-am colindat. Unul pentru că nu am voce de colind, altul pentru că nu prea... Cu părere de rău, eu am plecat de mică din sat și nu am avut ocazia să colind în satul meu natal. Dar acum încerc să-mi colind rudele, să le aduc un zâmbet pe față. Acum, eu stau și mă întreb, tu ești o adeptă a simbolisticii astrale, Luciana, în materie de zodi, în materie de ani, de tot ce înseamnă simbolistic, de tot ce înseamnă reprezentativitate? Este așa o doză de credibilitate a mea, dar să știi că nu sunt foarte concentrată pe tot ce spune zodia sau tot ce mi-este scris în cifre sau în altceva. De ce te întreb? Anul 2015 care vine este un an al caprei. Ai fost cu capra acum la Crăciun? Nu. N-ai fost cu tata? N-am avut niciodată așa ceva. Și mie mi-era foarte curios ce ar putea să ne aducă nou anul capra. Un an mai săltăreț sau un an mai încornorat sau un an mai paracopitat. Tu ce te aștepți de la el? Fiecare o să-și facă anul așa cum va dori el. Sau bună oară. Uite, anul 2014. El a coincis cumva cu eu știu, înfățișarea școordonatei calului. Anul ăsta a fost anul meu, practic, pot să-ți spun așa un secret, și al tău, uite, vezi? Și dacă e să raportez ceea ce s-a întâmplat anul ăsta în planul meu profesional, muzical, personal, pot să spun că sunt câteva tangențe care au așa o credibilitate, că se spune că cei născuți în anul calului vor fi muncitori, vor fi cu realizări multe, adică eu cel puțin sunt mulțumită de ceea ce a fost în anul 2014. A fost un căluț destul de căloribil, așa, da? Un cal destul de harnic, aș spune eu. Și la urmă nechezăm așa, încununăm acest an cu un nechezat melodios. Așa este, Luciana. Eu, noi suntem cumva niște experiențe foarte... Eu mă uit la tine, tu, portul popular, știi, colinda, tradițiile de Crăciun. Tu le-ai perpetuat întotdeauna, le-ai, uite, de-a lungul anilor. Tu spui că ai plecat de mică din sat. Cum s-a alterat sau nu? Cum s-a schimbat tradiția? Cum s-a schimbat atitudinea față de ceea ce înseamnă tradițional și tradițional festiv în Basarabia față de acum când ai trăit o bună parte din viața ta la oraș? Părere de rău, la mine în sat acum copiii nu mai merg cu colinda,
probabil din motiv că au rămas foarte puțini și nu au prins pe cei care au promovat colindul și toate tradițiile din perioada Crăciunului. Am prins și colindători, dar în alte părți, în zona Teleneștiului, chiar am avut parte să fiu colindată, aflându-mă acolo în ospeție, și a fost o mare surpriză și o mare bucurie pentru mine că se păstrează în unele sate din Moldova, se păstrează încă acest obicei de a colinda și este foarte frumos. Și tu, cu siguranță, Luciana, păstrezi obiceiul de a nu putea sta prea mult fără să cânți. Așa că eu te invit să-ți reiei viciul dulce în dimineața asta. Mulțumesc și dăm voie să le urez tuturor la mulți ani și un an cât se poate de frumos și de fericit. La mulți ani! Vi l-a urat Luciana Spân, înseamnă că așa o să fie, iar eu te invit să ne mai cânti o piesă. Neapărat, mulțumesc frumos! Cu mare drag, cu drag infinit, pur și simplu, pentru Luciana Spân, care în dimineața asta este alături de noi și ne cântă și ne doinește de Crăciun și nu doar, așa că să o ascultăm. Bună dimineața!